Așa că înainte de ziua mea, vă pupă fratele vostru. Dragilor, a trecut ceva timp de când nu am mai postat un videoclip pe YouTube. Nu am mai urcat un videoclip, am mai editat ceva dintre ele, le-am acolo pe laptop, dar n-am mai avut timp în ultima perioadă. A fost o vară extraordinară, am făcut foarte multe lucruri și da, ne-am distrat oarecum cu prietenii. A fost ultima vară, să zic așa, din liceu, pentru că acum am trecut pe clasa 12-a. Multe chestii, multe treburi de învățat, sunt și cu școala de șoferi, cum bine știți și voi, și chiar am fost super, super aglomerat și încă mai sunt. Dar acum am zis că este o zi potrivită pentru a filma, pentru că astăzi facem un grătar, fac un grătar cu tovarășii mei de aici din sat, așa personal, nu cu toți prietenii pe care am, pentru că am decis ca să facem doar cu tovarășii de aici din sat astăzi. Și da, am zis ca să mă apuc din nou să fac un videoclip. Este o zi minunată. Taci și te rog ca să pot să vorbesc la cameră. Câinele nu mă lasă ca să discut aici cu voi. Ca să punem din nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Numai ce am venit de la școală, trebuie să mă echipez, bineînțeles, și da, după ce o să mă schimb, o să ne întâlnim cu toții. Avem toate lucrurile pregătite, de tot ce avem nevoie, grătarul, chestiile pe care o să le punem pe grătar și așa mai departe. Sperăm să fie o zi cât de frumoasă. Da, o să revin din nou cu videoclipuri în limita timpului disponibil, să zic așa. Nu m-am lăsat de canalul de YouTube, o să postez în continuare, este evident. Așteptăm imediat cam jumătate de oră din acest moment în care filmez să vină tovarășii, ne pregătim, ne întâlnim cu toții, luăm tot ce avem nevoie și mergem pe malul barajului. Este un loc foarte frumos pe care o să vi-l arăt în momentele următoare și hai să avem o zi bună atât noi cât și voi în momentul în care priviți acest videoclip. Am ajuns acum aici, în locul ăsta minunat, unde o să facem grătarul. Aici, o priveliște foarte frumoasă, privești așa în ansamblu peste toată câmpia asta, să o numesc așa, sau locul ăsta așa, perfect. Uitați, acolo sunt mașinile tovarășilor. O să ne punem în momentele următoare să efectuăm grătarul, tot ceea ce înseamnă acest cuvânt. Avem totul condimentat, avem totul făcut de acasă. Mai așteptăm să vină vreo 2-3 tovarăși de-a noștri. Urmează să vină în momentele următoare și după ce o să ajungă și ei, o să dăm un start, să zic așa, la grătar propriu zis. O să ne apucăm de foc, lemnele avem tăiate, avem totul pregătit. Cum spuneam, este favorabil, vremea ne permite. Sperăm să avem o zi foarte frumoasă. Stai un pic, Johnny, că te ajut! Acum, tovarășul meu Ionuț, care m-a rugat foarte mult să nu îl omitem de data aceasta, vine aici cu lemnele. Ia uitați aici, a adus sacul frumos din mașină. Zici ceva aici la copii care te văd. Nu mai pot. Ai obosit? Uh-huh. Uitați aici, dragi prieteni, avem sacul. Lasă, lasă că luăm. Thank you.
Da, da, e mai cu viață, că zici că dori. Asta nu. Ce, John? Bă, da, aici să nu mai băgați atâtea, bă. Ce faceți voi? Prăvăitorilor? Dusule, duce-te. Geo! Bă, pune pe inimă că s-ar de ulei. De aici, de aici. Vlogul lui copii. Aici, tovarășu. Tache măcelarul. Aici, cu bucătar. Tache măcelarul, zicea. Păi nu, nu, copilul nu știe. Ce aveți de spus pentru vlogul lui Emi? Păi de ce ai tras lemnul? Nimic. Păi da, arde bă lupule. Chiar nimic? Să fii sănătos, mamă. Tu ce ai de spus pentru vlogul lui Emi? Să fii sănătos. Mamă. Tu? Nimic. Tu, lupule? Să fii sănătos. Să aveți poftă bună, dragi prieteni. Să fiți sănătos, Marione. Marione, tu pe aici? Aveți pe disc, voi aia. Nu, dar. Cu nu sunt mai. Dar numele nimeni la disc. Poftă bună. Dacă ai vrea să te duci, te iei bine. Hai, cu tine. Tu nu cum te poți să fii. Băi, mi-e prea multă mâncare la ouă. Mersi. Băi, nu pune mi la disc, te rog. Lasă-mă să mânc. Te și uite ce are. Dar du-te tu. Până acum, nu te ce am fost. Ăla ce are iară, mă? Bă, ia mâna, mă, să filmez, mă. Rămâne, vine totul,
trăiască la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască la mulți ani. Seba, nu-i cântați la copil, mă! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Vreau să iei! Vreau să iei! Vreau să iei! Cum mâncă copiii, mă! Uite ce mâncă gura lor, mă! Tovarăși! Lasă mânce! Copiii! Și aniversatul! Dragi prieteni, cam asta a fost până acum cântarul de ziua de astăzi. A fost frumos, să zic așa, acum v-am strâns tot aici cu băieții ce am mai rămas. Puteți vedea aici în spate. Mașinile, bineînțeles, parcate aici, unele dintre cele care au fost, pentru că am mai plecat. S-a întunecat, da, a fost o zi frumoasă, un timp extraordinar. Ne-am distrat, a fost foarte bine și zic că, oarecum și vouă, sper că v-a plăcut ceea ce am reușit să filmez astăzi. O mică parte din ceea ce am făcut pe aici n-am filmat chiar tot, pentru că a fost greu și am zis ca să și trecem și da, am încercat să pun și anumite chestii pe internet, să le pun aici pe vlog ca și voi să vedeți. Dragi prieteni, cam ăsta a fost videoclipul pe ziua de astăzi. O să mai las câteva cadre pe drum și până la data viitoare, până la un nou videoclip, vă doresc toate cele bune. Eu am fost Emi, așa ca înainte de ziua mea, vă pupă fratele vostru. Îl filmez, mă, dar aia fac. Las pe Constantin. Mă, nu, mă las și pasă frumos în mașină. Vă dau jos. De nu vă dau jos. Iar vă apucă. Dacă aveți beteșug, stați cu mine. O să vă moși bine. Păi ce aveți? O oprit. Hai, bă. Mere și mai tare. Fratele nostru. Mere, mă? Bun. Vreți să sui geamurile să nu mai intre praf aici. Dacă vi cald, vă dau drumul la frig.